Bună din nou și bine v-am regăsit la un alt principiu pentru independență financiară și anume, principiul numărul 3, avuție netă și independența financiară. Unul dintre conceptele de bază în drumul către independența financiară este avuția netă. Aceasta reprezintă diferența dintre activele pe care le deții și datoriile tale. Construirea și gestionarea corectă a avuției nete este esențială pentru a atinge independența financiară, deoarece aceasta îți oferă stabilitatea și libertatea de a lua decizii financiare fără presiunea nevoilor imediate. Punctul numărul 1. Înțelegerea avuției nete. Pentru a-ți cunoaște exact situația financiară, Trebuie să-ți calculezi avuția netă. Avuție netă, care înseamnă active minus datorii. Activele includ economiile, investițiile, proprietățile și orice alte bunuri de valoare pe care le deții. Datoriile reprezintă creditele, ipotecile și orice alte obligațiuni financiare. Cunoașterea acestui echilibru este primul pas pentru a deveni conștient de situația ta financiară și pentru a-ți planifica viitorul. Punctul numărul 2. Creșterea activelor. Un principiu fundamental al independenței financiare este să te concentrezi pe creșterea activelor. Investește în bunuri care îți aduc venituri pasive sau care își cresc valoarea în timp, precum proprietăți imobiliare, acțiuni sau fonduri de investiții. Cu cât ai mai multe active care generează bani, cu atât avuția ta netă va crește, oferindu-ți o bază solidă pentru viitor. Punctul numărul 3. Reducerea datoriilor. Un alt element esențial pentru a-ți construi independența financiară este reducerea datoriilor. Dobânzile și obligațiile financiare pot deveni o povară care îți scade avuția netă. Prioritizează plata datoriilor cu dobânzi mari și evită să acumulezi noi datorii inutile. Odată ce reduci aceste datorii, resursele tale financiare vor fi disponibile pentru economii și investiții. Punctul numărul 4. Evitarea consumului excesiv. Pentru a-ți construi avuția netă și pentru a atinge independența financiară, este important să adopți o mentalitate care să valorizeze investițiile și economisirea, nu doar consumul imediat. Evită să cheltuiești pe lucruri de valoare temporară și concentrează-te pe achiziții care îți vor aduce valoare pe termen lung. Punctul numărul 5. Independența financiară prin avuție netă. Independența financiară nu înseamnă doar să câștigi mulți bani, ci să ai un nivel al avuției nete care să îți permită să trăiești confortabil fără să depinzi de un venit activ. Atunci când veniturile pasive generate de activele tale acoperă cheltuielile tale zilnice, ai atins independența financiară. Aceasta îți oferă libertatea de a alege cum îți petreci timpul, fără constrângerile unei nevoi financiare constante. Punctul numărul 6. Planificare pe termen lung. Construirea avuției nete și atingerea independenței financiare necesită planificare pe termen lung. Stabilirea unor obiective clare, Monitorizarea constantă a progresului și ajustarea strategiilor financiare sunt pași esențiali pentru a te asigura că avuția ta netă crește în mod sustenabil. În concluzie, avuția netă reprezintă fundamentul independenței financiare. Prin gestionarea eficientă a activelor și reducerea datoriilor, poți crea un circuit financiar stabil care să îți ofere libertatea financiară pe termen lung. Pentru a învăța să-ți gestionezi eficient activele și să-ți creezi un circuit financiar stabil, nu uita să dai un like și să te abonezi la canalul meu de YouTube, unde poți descoperi informații utile și alte sfaturi practice și idei pentru dezvoltarea ta financiară, și multe altele.